Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman a finalizat statisticile privind principalele indicatori de management asumați și realizați în 2016 în domeniul resurselor umane al numărului de consultații acordate în cele 17 secții ale spitalului. În ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță ai managementului de 12 luni, în anul 2016 aceștia s-au încadrat în indicatorii asumați. Astfel, indicator de management al resurselor umane, numărul mediu de bolnavi externați pe medic în spitalizare continuă a fost de 292,76, numărul mediu de consultații pe medic în ambulatoriu de 949,39, numărul mediu consultații pe medic în CPU de 5255, proporția medicilor din totalul personalului de spital este de 10,77%, proporția personalului medical 87,30%, iar proporția personalului medical cu studii superioare de 15,38%. Și indicatorii de utilizare a serviciilor s-au înscris în parametrii asumați: durata medie de spitalizare, durata medie de utilizare a patului de spital, indicii de complexitate a cazurilor, procentul de intervenții chirurgicale realizate și alți indicatori specifici s-au încadrat în limitele planificate. În ceea ce privesc indicatorii de utilizare a serviciilor, numărul pacienților externați total spital a fost de 22.250, cel contractat fiind de 20.599. Durata medie de spitalizare de 7,17, rata de utilizare a patrului 67,61, indicele de complexitate a cazurilor de 1,15, procentul bolnavilor cu intervenții chirurgicale din totalul bolnavilor externați din secțiile chirurgicale a fost de 61,84%, proporția bolnavilor internați cu programare din totalul bolnavilor internați de 11,63%, proporția urgențelor din totalul bolnavilor internați pe spitalizare continuă de 72,61%, iar proporția bolnavilor internați cu bilete de trimitere de 27,39%. Raportul întocmit a avut și referiri la indicatorii de calitate, rata de mortalitate în spital fiind de doar 1,94, iar procentul de infecții nosocomiale de 0,27%. Procentul de bolnavi reinternați la 30 de zile a fost de 6,19%, iar a bolnavilor trimiși în alte spitale de 1,27%.